Și totodată, ultima mea întrebare este despre o înregistrare audio care a fost publicată de postul de televiziune Jurnal TV în vineri, în ultima zi de campanie, în care se vorbește, în care domnul Constantin Bodnar spune că Igor Dodon nu este un concurent pentru Partidul Democrat, ci mai degrabă Maia Sandu și Andrei Năstase. Este acea înregistrare autentică? Noi, iarăși, nu ne lăsăm atrași în niciun fel de speculații. Pentru noi sunt considerate mizerabile oricare tip de înregistrări care s-ar produce ascunse sau fățișe sau de oricare altă natură. Credem că este foarte înjositor pentru toată lumea și batjocoritor față de toți ceilalți oameni, cei care folosesc astfel de tipuri de instrumente. Și noi credem că cetățenii noștri sunt destul de înțelepți și corecți să nu se lase prinși în momeala unor astfel de jocuri murdare și josnice. Iar cei care fac astfel de jocuri rămâne doar pe seama lor să le accepte sau să nu le accepte. Ori este și probabil irațional să mai discutăm dacă astfel de înregistrări ar fi valabile sau ar fi o făcătură. Noi știm foarte bine cum aceste lucruri pot fi și sunt foarte des jonglate, în special de unii care le lansează în spațiul public. Haideți să fim maturi, asta este îndemnul nostru.